Salutare, fraților, și bine ați venit la un episod de la mine de pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi, după vreo două săptămâni, cred că au trecut, două săptămâni au trecut de când n-am mai postat, am luat o mică pauză, am avut o perioadă în care trebuie să fac mai multe activități, am avut și facultatea, a trebuit să încep ușor și anul ăsta universitar și mi-a fost un pic mai greuț acum la început, dar îi dăm drumul în fiecare săptămână cu două clipuri, unul luni și unul vineri. Astăzi o să filmăm un review la o pereche de Rubber Dunk Off-White, ultima lansare de la Nike Off-White. O să vorbim despre Rubber Dunk-urile UNC, cele care s-au lansat la noi pe Europa, pentru că a lansat și perechea cea verde cu negru pe America și perechea portocalie pe Asia și Pacific și Australia. Hai să începem direct cu cutia pe care o vedem aici. Este o cutie normală de Nike, dar ce putem observa sunt găurelele acestea pe care le-a pus Virgil pe cutie, care sunt cam peste tot. Perechea este luată de pe Luisa Via Roma. Am luat-o la retail la 985 de lei. Cutia este una argintie, să vă zic sincer, nu mă sparge cutia asta argintie, mi se pare că se zgârie foarte rău, e zgâriată deja foarte rău. Nu ca ține foarte mult la cutiile, la perechile pe care eu le port și nu o să le vând, pentru că n-am ce să fac cu cutiile, o să fie cum le-am pus aici, pe spate. A, da, și am schimbat setul unde filmăm, pe spate unde vedeți astea, o să apară niște desene, sper ca de săptămâna viitoare să le am ca să filmez și cu ele. Haideți să intrăm înăuntru cutiei, unde observăm primul rep, nu este hârtia normală de la Off-White unde sunt acele desene, este această hârtie galbenă pe care scrie Off-White, Off-White, Off-White. După avem hârtia normală și trecem la perechea de dunk-uri. Așa, și asta este perechea de dunk-uri. În primul și în primul rând, ce vreau să vă zic este că mie asta nu mi se pare deloc o pereche de dunk-uri. Chiar dacă ele sunt numite Rubber Dunk, eu unul nici măcar nu știu în ce pereche le-aș încadra, deoarece mi se pare un hibrid între P6000 și Dunks, dar în același timp, nu știu, e ceva foarte ciudat acest hibrid pe care l-au făcut cei de la Nike împreună cu Virgil. Haideți să încep cu perechea. Soul-ul este unul de gam. Băi, soul-ul ăsta de gam așa nu-mi place pentru că se pătează. Dacă o să calci într-o afină, într-o mură, într-o orice la noi pe străzile din București, o să-l faci praf și așa o să rămână. După noi uităm că avem aici această mică inserție de albastru. Nu sunt mare fan la inserția asta mică de aici de albastru. Și după avem bula de aer care, băi, bula asta de aer nu înțeleg scopul pe această pereche. Nu vine rău ca și estetică, doar că eu nu înțeleg scopul la această bulă de aer pe această pereche. După ne putem uita la materiale aici pe toe box. E un plastic de fapt care se duce spre mesh. Pe laterale avem mesh aici unde este și sușul de la Nike și semnele de la Nike Off-White. Ce mai putem observa la perechea asta este că este foarte, foarte grea. Este o pereche foarte grea. N-am mai văzut așa o pereche grea de dunk-uri sau o pereche de Off-White-uri așa de grea de foarte, foarte mult timp. Mai am eu perechea de Presto-uri care este, bă, nu, că ușoară. Nici nu o simți în picioare în momentul în care o porți și pe lângă asta mai am perechea de Blazer Off-White Halloween Eves, care tot la fel, băi, nu o simți când o porți. Aici avem tagul de la Luisa Via Roma, asta să-l și rup, să nu mai dăm perechea înapoi. Și mai putem observa clasicele etichete Made in China. Nu știu încă dacă au apărut fake-uri pe perechea asta, fake-uri bune sau nu, pentru că, sincer, perechea asta, fraților, este una dintre cele mai tari perechi lansate de Nike Off-White până acum. În afară de Jordan, asta e cea mai tare pereche de departe, în perspectiva mea. Încă n-am purtat-o, n-am avut cum să o port, n-am ieșit foarte mult din casă în perioada asta, am avut foarte multe cu facultatea, cum v-am zis, dar sincer de-abia aștept să o port, mi se pare o pereche fenomenală. Avem și returile acestea care vin în culoarea de baby blue, care nu mă sparg pe mine așa de tare. Cred că aș merge pe și returile albe, cum am mai zis, la orice pereche de Nike-uri aș merge pe și returile culoarea limbii, deoarece mi se pare că vin într-o completare extrem de bună. Partea tare la perechea asta este botul, care sincer este foarte întărit și pentru skateboard, pentru că sunt dunk-uri. Mi se pare foarte folositor, dar eu nu o să le port pentru skateboarding absolut deloc. Mai avem limba care este dintr-un material foarte, foarte gros și vine dublată și pe interior și pe exterior cu un material de mesh. Putem observa pe limba în interior, aici avem scris la fel ca pe orice pereche de Nike-uri unde avem această etichetă pe limbă, la fel ca pe perechile de Jordan 1. Inside tag-ul se poate observa pe lateral aici, nu știu dacă se vede foarte, foarte bine. Iar tălpicul, stați să vedem dacă pot să scot tălpicul, că habar n-am, încă nu le-am pus, de fapt doar le-am pus în picior să le probez, ca să văd dacă mi-e bună măsura. Dar dacă se scoate tălpicul, se scoate, da, nu prea, în fine. Acesta este tălpicul de la perechea de dunk-uri, această pereche de Rubber Dunks. Este același tălpic ca foaia din pachet. Această pereche vine cu șireturile albe, care sunt un plus enorm pentru pereche. Eu n-aș păstra șireturile astea de Unisi pe ele, absolut deloc nu le-aș păstra. Mi se pare, cum v-am zis, trebuie să vină în completarea limbii perechea de șireturi și mi se pare că s-ar vedea forță cu perechea de șireturi albe. Ce mai avem special pe perechea asta este sușul, care este în relief, este cusut, este un suș efectiv dintr-un material de cauciuc foarte subțire, care este cusut. Mai avem detaliul acesta de la toate perechile de Nike Off-White și să nu mai discutăm despre tag-ul ăsta de la Off-White, care este absolut sub orice critică. Sincer, este sub orice critică. Pentru că, băi, e așa dintr-o catifea pe el, n-are scris nimic pe el.
nu o să poată lumea să-și dea seama care sunt fake, care sunt legit după ăsta, pentru că, sincer, să falsifici ăsta este foarte ușor în momentul de față. Chiar nu cred că ai ce să greșești, chiar nu ai ce să greșești la el. Mai avem pe călcâi aici, din ce mai putem observa, semnul Nike Air și cu sigla de la Nike. Și cam asta e perechea, cam asta e perechea despre care am vorbit. Eu acum văd, avem portocaliu aici, da, aparent vine bine portocaliu ăla, am greșit. Da, nu m-am uitat la pereche înainte, am venit să vorbesc direct pe clip ca să fie părerea mea naturală. Da, avem portocaliu ăsta aici, în concluzie, portocaliu de pe lateral are ce căuta acolo. Chiar este ok. În rest, este chiar o pereche tare, este o pereche grea, dar este o pereche care o să țină foarte bine în timp din cauza materialelor care sunt făcute pe ea. Sunt foarte multe leere de materiale. Este o combinație între P6000-uri și Dunk-uri, cum v-am mai zis. Sincer, eu sunt un mare fan al P6000-urilor, deoarece, băi, sunt o pereche de Adidas și ieftină, e o pereche de dead shoes, să zic așa, pe care o poți purta absolut oriunde și este o pereche de Adidas foarte, foarte comodă. Și în momentul de față a început să mă intereseze foarte mult comoditatea la o pereche de Adidas pe care o port daily decât să arate wow și așa, pentru că deja am foarte multe perechi și cu alea wow mă duc la evenimente, mă duc când am ceva mai special, când am de filmat ceva. Nu mai stau să mă încalț daily cu perechi scumpe pentru că n-are sens, sau cu perechi care îmi seacă piciorul când merg cu ele. Sincer, perechea asta de Dunks, părerea mea este să-i dați un stoc, nu i-aș da nici drop, nici n-aș purta-o dacă aș fi reseller. Pentru că, sincer, în timp o să-i crească prețul 100% ca toată colaborarea dintre Virgil și Nike. Nu știu să vă zic sincer resell-ul, pentru că bănesc că foarte mulți dintre voi vă întrebați cam la ce resell mă gândesc eu. În momentul de față v-am văzut că se învârte undeva pe la vreo 200-300 de euro pe acolo. Sincer, cred că prețul o să ajungă undeva pe la vreo 500 ceva de euro. Cam pe acolo, ceva în genul ăsta zic eu că o să ajungă perechea asta de Dunks, dar până atunci mai avem de trăit și mai avem de văzut. Și da, fraților, cred că cam asta a fost acest episod despre această pereche de Dunks. Nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele, nu uitați să vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o. V-am mai zis o dată de subscribe, dar și abonați-vă acum, aprindeți clonțopelul și nu uitați să folosiți codul Georgescu la fiecare ce caută pe Sneaker Industry pentru 10% reducere. Și ca de fiecare dată eu am fost Georgescu și noi o să ne vedem duminică la un alt episod cu berechet în care facem outfit până la 100 de lei din second hand. Ne vedem vineri, vă pup, pa!